Lumea face diferența între muzicani și muzicieni și cam toți se numesc acum muzicieni, da. Cu toate că unii jonglează fals doar cu 3-4 note, vedeți, iar ceilalți folosesc 3-4 octave. Statul este de vină pentru că nu clarifică o lege care să specifice și să înțelegem cu toții. Pentru că nu poți să devii un avocat, practici meseria respectivă, avocatura, dacă nu termini dreptul, facultatea de drept. La noi interlec. De ce toată lumea cântă, de ce toată lumea cere bani când el nu a făcut conservatorul, nu a studiat conservatorul? O face ce o face toată lumea, dar știți ce fac toate televiziunile private? Obligatoriu. Aici e lege, cunoscută unanim. Trebuie dată publicitatea. Revenim în câteva minute. Unde ești, Octavian? Ești pe aici? Nu. No. Partea a doua, Talk Show, împreună cu doi artiști, dar ce fel de artiști? Ambasadori ai păcii. Și nu ai oricui, ai ONU. Și unde? Desemnați acolo la New York. Și de ce? Păi, cei care au văzut partea întâi au remarcat. Dacă pot exista oameni care să iradieze pace, apoi invitații mei de astăzi sunt cei mai împăciuitori români din câți am întâlnit-o vreodată. Doamna Giulia Saleno și domnul Romeo Saleno, soț-soție, dar și formidabil cântăreț de operă, pe care, iată, i-am invitat pentru că puțini români în ultimul timp ne smulg aplauze sau ne fac să ne bucurăm, să fim mândri. Și sunteți unii dintre aceia. Mai sunt unii prin școli, prin universități, sigur, dar artiști, ce înseamnă artistul? Unde mai cântați? De exemplu, vrea lumea să vă vadă sau să vă audă. Cum e posibil? Spuneți, doamna Giulia. Aici, la mine, în emisiune, a fost doar un fragment de romanță, dar și o să mai fie, sunt convins. Dar unde dați spectacole aici, în România? Nu numai în România. Apropo de ce spuneați, de faptul că... Adică unde transmiteți pacea, dacă toți sunteți ambasadori? Uite, apropo, da, și suntem și membri în Consiliul de Onoare al Diasporei. Am cântat în vara aceasta, mai precis în luna august, la Roma, în cadrul festivalului Calatis. Am avut două concerte. Postul nostru a transmis de acolo. Exact, da. A fost la voi transmis și în direct și ulterior ce s-a filmat. Mulți din echipă de aici au fost martori în momentul în care viceprimarul Romei s-a ridicat în picioare după ce am cântat noi a doua sau a treia piesă. A fost o piesă pe care eu am compus-o. Canțonete. A fost o piesă care am compus-o eu în stilul pop-opera pe tema poemului Luceafărul. Lui Eminescu. Lui Mihai Eminescu. Născută tot în 15 ianuarie, așa, da, și tradus în italiană. Textul nu, da. Este un text pe care l-am făcut tot eu. Eu am scris și muzica și textul la această piesă, Morning Star, Luceafărul. Dar o variantă, o primă variantă, Morning Star, în engleză, refrenul când eu în italiană, și are a doua variantă în limba română. Acest CD poate fi găsit acum în magazine? Încă nu. Încă nu? Nu. Da. Mai e încă proaspăt. E doar pentru promovare. Promovare. Aha. Se lucrează la coperte acum și la multiplicarea lui. Formidabil, formidabil. Eu rămân surprins așa. E că, o matriță, se spune. Noi suntem atât de cuprinși de grijile astea ale crizei, ale mișcărilor de-a dreptul tectonice internaționale. Grecia, un stat care amenință să se dizolve, nici România nu o duce mult mai bine. America șchioapăte și ea din toate colțurile, băncile sunt așa încurcate. Așa cum ați spus, suntem pacifici. Da, arătați, iradiați noi pace. Să știți că înțelegem procesul de globalizare pe care îl trăim, da. Nu ne impacetăm absolut deloc, poate să dizolve Grecia, tot va fi locuită de greci. Cu siguranță, asta spun și eu. Probabil se va numi o Greci Deutschland în viitor, da. N-are nicio importanță, totuși să nu ne pierdem sufletul. În globalizare există alt termen, Greece Germany. Așa, Greece Germany, să nu ne pierdem sufletul. Rongleza, și rațiunea. Pop opera, aveți de gând să mai cântați și operă clasică? Bineînțeles, suntem invitați de să susținem astfel de concerte.
susținut la Timișoara pentru familia regală, pentru regele Mihai și clubul Rotary din Timișoara. Pe 25 octombrie ține regele un discurs în fața Parlamentului României. Da, m-aș bucura dacă v-aș întâlni în Piața Constituției, unde sper să ne adunăm tot atât de mulți ca în 1992, peste 1 milion de români, da, pentru a-i ura la mulți ani regelui Mihai, ultimul șef de stat în viața acelora din timpul celui de-al doilea război mondial, omul care a scurtat un dezastros război cu 6 luni, au murit cu 600.000 de oameni mai puțin și România a rămas întreagă. Am spus toate astea acum pentru că există în ultimul timp voci denigratoare, total necalificate, care scot niște idei de-a dreptul năucitoare. Păi dacă regina Elena, regina mamă a regelui Mihai, se află în Galeria Drepților în Israel, cum au putut unii să spună că regele Mihai ar fi contribuit la deportarea evreilor? Este o abjecție. Sau mulți dintre aceia care și-au tocit palmele proslăvind comunismul și pe Nicolae Ceaușescu nu și-au pus niciodată întrebarea exact în același timp ce făcea regele Mihai? Vă spun eu, sunt martor, eram și eu acolo. Bătea pe la ușile tuturor cancelarilor, intrând pe ușă, intrând pe geam, ca să arate nenorocirea în care se găsește neamul românesc. Și dacă a avut loc în decembrie 1989, apoi fi sigur, români, că se datorează în bună parte, în foarte bună parte, regele Mihai I. Asta să nu uităm, pentru că pornind de la o lipsă de dibăcie a președintelui României Traian Băsescu, s-a declanșat așa un val, știi, când aruncă unul piatra în apă și se fac tot felul de valurele care au ajuns la o cotă de denigrare a regelui Mihai total nedreaptă. Și mă bucur când vă aud că ați cântat și în onoarea familiei regale. Eu sunt mândră de faptul că după concertul pe care l-am susținut în, la invitația dânșilor, la invitația Casei Regale și a Clubului Rotary din Timișoara, regele Mihai, maestatea sa, a venit în persoană, mi-a întins mâna și m-a felicitat personal. Mai mult a purtat o conversație cu mine, m-a întrebat unde am studiat, s-a interesat mult despre ceea ce am făcut eu în domeniul. Aveți un glas, foarte mult. Aveți un glas personal și nu vreau să vă flatez spunându-vă că este inconfundabil, promițătura unei cariere extraordinare. Bun, noi românii avem talent, parcă la muzică, la a cânta, nu? Sigur. Dar avem o problemă în a ne aprecia valorile înainte ca acestea să noi zboare în altă aici parte. Aici la noi în România, da. Dar ar fi cazul unor celebre nume care nu e cazul să noi. Am comparat situația valorilor românești cu o cutie de juvaeruri pe care nu știu de ce, ca pe vremuri în timpul comunismului, ne e teamă să o deschidem și nu o deschidem decât dacă am avut norocul să trecem granița. Exact. Și atunci scoatem toate inelele, toate mărgelele, ca nu cumva să fi văzut comuniștii că avem cine știe ce averi ilicite. Iată, așa se întâmplă și cu oamenii de valoare și mai ales cu oamenii de artă. Da, aveți dreptate. Ilana Codrubaș a devenit marea Ilana Codrubaș în momentul în care Placido Domingo a luat o parteneră la Viena. Mare Eugenia Moldovan, Moldovanu a ajuns mare în momentul în care Ciociosanu ei a fost frenetic aplaudat la Tokyo și în Italia și mai puțin, și mai puțin aici la București sau în oriunde în România. Se pare că împărtășiți Angela Gheorghiu, de bună seamă, ea este diva actualității, nici nu îndrăznesc să-i pronunț numele ca nu cumva să greșesc chiar și în pronunție, cu toate Gheorghiu, cum ar suna în altă limbă? Sună! Au învățat toți cum să pronunțe Gheorghiu. Așa asta datorită Angelei Gheorghiu. Ați văzut ce înseamnă cântărețul de operă. Care se mândrește în permanență că este frumoasă. Foc. Asta nu înseamnă că îi sunteți mai prejos. Eu sunt mândră. Suntem mândră că noi românii avem o Angela Gheorghiu. Mai mult eram la Washington DC și cumpăram, eu sunt pasionată, am o colecție întreagă de CD-uri și vreau să mă îmbogățesc colecția cu ultimele noutăți și am întrebat de ea și exact ce spuneați dumneavoastră, numele Gheorghiu, așa cu accentul prețios. Răspuns, deci era perfect în temă vânzător, imediat mi-a prezentat toate CD-urile cu ea, erau acolo o grămadă de CD-uri. Da, am văzut și eu,
Am fost mândră... Domnule Saleno, sunteți ambasador ai păcii. Incumbă asta un program, eu știu, sunteți programați din loc în loc prin lume. Ar fi cum ați fi trimis să cântați până Irak, până Afganistan? O facem cu cea mai mare plăcere. Nu, mă gândesc că ONU are Sudan, da, de exemplu, da, unde da, sunt puncte din astea nevralgice și poate îi mai calmați cu muzica dumneavoastră. Desigur, atâta timp cât avem credință, credință în primul rând în Dumnezeu, dar și în noi înșine, pentru că noi uităm să avem încredere în noi. Da. Și de aici avem foarte mult de pierdut. Ce spuneați mai devreme de greci, de situația globală, când nu avem încredere în noi, situația devine din ce în ce mai încălcită. De aceea, această menire a fi ambasador al păcii mi se pare mai oportună ca oricând. Pentru că deja sunt extrem de multe temeri că se reeditează epoca 29-39, care s-a sfârșit și atunci o criză cu un război, care nu s-a putut sfârși altfel decât cu un război.